Androcle și leul. De mult, în Roma, un sclav pe nume Androcle a reușit să fugă de la stăpânul său, fiindcă era persecutat, și să se adăpostească în pădure. A umblat mult flămând și obosit, iar când s-a lăsat seara, s-a cuibărit la umbra unui copac și a adormit. Dar nu după mult timp fu trezit de un răget. Era un leu fioros care părea gata să-l mănânce. Androcle se sperie la început, dar apoi observă că leul are o labă rănită, iar răgetul său e mai degrabă un plânset. Avea un spin mare în labă și din această cauză mergea șchiopătând. Androcle se apropie încetişor și scoase ghimbele din labă. Leul se îndepărtă vesel, iar omul se întoarse la culcare. A doua zi însă fu prins de gărzile regale și înapoiat stăpânului său. Drept pedeapsă pentru că fugise, urma să se lupte cu lei în arena. Însuși împăratul se afla în loja regală, dornic să urmărească spectacolul. Când leul fu eliberat din cușcă, nici nu se atinse de Androcle, ci merse la dânsul și păru fericit că îl vede. Împăratul fu surprins de o asemenea reacție, așa că îl chemă pe Androcle la dânsul și îl puse să-i povestească ce se întâmplase. După ce auzi povestea, îl eliberă de la stăpânul său și dădu poruncă să fie dus și leul înapoi în pădure. Dar Androcle spuse: lăsați-l la mine, îl voi îngriji în continuare. Din acea zi, leul l-a urmat peste tot, ca un câine, și l-a apărat.